Bun. Și ultima chestiune, ca să încheiem într-o notă cât mai onestă acest interviu, v-aș întreba poziția dumneavoastră personală. Care este în ce privește domnul Ciolo și venirea domniei sale în USR? Vi-l doriți în USR sau nu? Cât mai onest V-am răspuns la... Ați uitat să puneți în întrebare și în acest moment. În acest moment, vi-l doriți sau nu vi-l doriți? Asta este un aspect, un aspect important. Ca să vă dau răspunsul, mai am nevoie de ce își dorește domnul Cioloș, ceea ce nu ne-a comunicat în fața acestei echipe de discuții și cred că vi l-am dat. Există o majoritate care îl dorește și o minoritate în care mă găsesc. Nu. Aici sunteți politician, mai politician decât politicieni. Dumneavoastră personal, eu, Nicu Șordan, uitați, repetați după mine, eu, Nicu Șordan, mi-l doresc sau nu pe Dacian Cioloș în USR? E simplu. Domnul Tăpălaru, v-am răspuns. Nu mi-ați răspuns. Există o majoritate care îl dorește. Știți că sunt încă păsănaș și o minoritate. Și o să vă întreb și de 100 de ori dacă e nevoie. Și o minoritate. Și sunt în stare să vă răspund și eu de 100 de ori. Și o minoritate din care fac parte, care nu consideră benefic în momentul ăsta. Dar dumneavoastră, aveți o opinie? Sigur, cea pe care am exprimat-o. Anume, vi-l doriți sau nu în acest moment? Sunt în acea minoritate care nu consideră oportună venirea sa în acest moment. Mulțumesc!